Salutare, vă zic din nou, după cum vedeți, mă aflu tot aici în fața televizorului, imediat după terminarea videoului precedent pe care l-ați văzut cumva, și eu am rămas la televizor conectat cu acest cablu care vi l-am prezentat. Evident, ne vom cupla acum la televizor și vă voi arăta materialul despre care spuneam, care sper eu să nu mi-aducă alte comentarii răutăcioase. Am vrut să vă arăt acest material pe care, repet, îl preiau dintr-o sursă cât se poate de sigură, pe cât se pare, și îl aduc să vi-l fac cunoscut și dumneavoastră, în special persoanele care sunt cumva desprinse de situația asta cu pandemia și cu prostia creată la nivel mondial. Poate nu aveți sau nu vă interesează să vă uitați la televizor și bine faceți, repet, că numai prostii spun. Știți foarte bine că televiziunile aparțin lumii politice și normal că la televizor se predau știrile care se vrea și care se comandă din guvern. Dar hai să deschidem subiectul de astăzi și să vedeți despre ce anume, despre care material este vorba, pe care am vrut să vi-l aduc la cunoștință. Să nu mai dormim pe noi și să credem că coronavirusul a omorât atâtea persoane. S-a dovedit științific, clar, fizic și practic în toate spitalele și în toate domeniile. Acest lucru este declarat și de doctori și de cercetători, că acest virus practic nu este un virus letal, nu omoară lumea, ci mai degrabă a fost declarat și de doctorii de la spitalele care au fost aglomerate în această perioadă, s-a declarat că persoanele care au murit, acest virus nu a făcut decât să activeze cumva bolile ce le avea în precedență și alte patologii și boli cronice și SIDA și mai știu ce alte cazuri de boli respiratorii a mai avut omul în precedență și a cauzat moartea, ci nu virusul în sine. Eu n-am cunoscut până acum o persoană care să nu aibă nimic, să fie sănătos și răcește de acest COVID-19, de corona, și a murit. Virusul acesta nu este letal, nu este dăunător foarte mult, ba chiar anumite persoane s-au vindecat fără a fi tratate într-un spital. Și hai să vedem împreună materialul despre care spuneam, de unde iese acest adevăr și de ce iese la iveală și toată lumea a început să devină virale aceste adevăruri. Cum am zis, voi folosi telefonul, după cum vedeți, a rămas cu această husă care îmi place foarte mult, de la Urban Armor. Voi conecta televizorul, dar nu faceți ca mine, întâi va trebui să deschideți televizorul. Voi deschide televizorul. Îl dăm pe opțiunea AV. Introduc aici mufa USB Type-C și specific aici un alt detaliu. Telefonul va trebui să aibă suport USB-C tip 3.1 și nu cablul în sine. Atenție! Am intrat, vedem foarte bine telefonul, fără a configura vreo aplicație sau vreun mod telefonul. Pur și simplu îl cuplăm și vedem că merge. Nu am să mai bag la încărcat pentru că am deja baterie. Și anume, circulă pe internet câteva, dar ca să ajungem aici o să vă spun direct. Intrați într-un browser, fiecare acum stați foarte mult în casă, aveți foarte mult timp la dispoziție, așa că stând pe net puteți verifica această informație pe care vi-o aduc la cunoștință, verificați, iar dacă vreți să comentați cumva în rubrica de comentarii, v-aș ruga să veniți și cu argumente dacă aveți cumva
împotrivă sau cumva contrazice informația pe care vă o aduc la cunoștință. Scris frumos în Google, event 201. După cum vedeți, haideți să și întorc pagina, astfel încât se va vedea mult mai bine. Am să mă dau puțin într-o parte, poate nu am să mă văd, dar sper să mă aud. Ceea ce fac pe telefon în acest moment se vede foarte bine, este foarte bine sincronizat în același timp. Deci, cum am zis, putem să facem și un pic de zoom, bănuiesc. Scriem event 201 și mergem, în cazul meu, la a treia variantă, unde este Center for Health Security. Aici. Clicăm pe el. Event 201 și vedem ce anume fac acesta. Aceasta fiind o fundație din care fac parte mai mulți globaliști foarte importanți din această lume, printre care și cunoscutul nume Bill Gates. Știm cu toții cine este Bill Gates, cel mai bogat om din lume, dar se pare că ulterior, dacă nu mă înșel, nu vreau să spun prostii, a fost cumva depășit financiar de alt personaj. Nu-i cunosc numele, dar treaba asta mi este cunoscută și mi-a rămas parcă implantată în minte că cineva l-a depășit. Dar mă rog, nu intrăm în aceste detalii. Important este că și el face parte din acesta, pentru că el deține o fundație și cu fundația lui și cu ideile lui geniale, tot site-ul, vă aduc la cunoștință, este scris în limba engleză. Cei care aveți vreo oportunitate să traduceți acest site, dar nu știu cum ar fi posibil, poate știți un pic engleză sau mergeți la cineva care cunoaște limba engleză și cât de cât să înțelegeți ce este scris. Este vorba aici de acest centru, Health Security, e un fel de Ministerul Sănătății, ca să înțelegeți voi, în America, pe teritoriul Americii, Ministerul Sănătății, unde a avut loc o întrunire la New York, în data de 18 octombrie 2019, deci acum câteva luni, acum jumătate de an, o fundație din care fac parte Bill și Melinda Gates, Melinda fiind soția domnului. Bill și Melinda Gates Foundation, care ia parte la acest eveniment 201, la un nivel pandemic, ar fi un exercițiu, deci un test, cum ar veni, pentru acest virus. Tot ce se întâmplă acum este doar un test la nivel mondial. Și fac aici o mică paranteză, care a declarat chiar Bill Gates în sine. Este un test cu acest produs chimic, acest virus, care s-a creat la nivel mondial, unde el relatează și cunoaște foarte bine, împreună cu această fundație, veți vedea dacă veți cerceta mai bine tot site-ul respectiv, se știa dinainte ce putere are acest virus, și undeva că mortalitatea se va ridica cu acest virus undeva la 65.000 de persoane. Momentan, numărul morților la nivel global se învârte undeva la 35.000. Deci vor mai fi în continuare morți pe această perioadă pandemică. Estimările lor, mai mult sau mai puțin precise, vor ști sigur că poate muri și 65.000 de persoane. Deci ei cunosc foarte bine acest produs, acest virus și puterea lui în sine. Dar hai să mergem pe site să vedem despre ce e vorba. Am să fac o trecere așa în mare pe site, după care voi veți merge împreună sau când doriți dumneavoastră, doriți pe site, scrieți Event 201 și verificați cu atenție și puteți citi toți parametrii cuvânt cu cuvânt. Eu nu am să stau să citesc cuvânt cu cuvânt, ci am să derulez un pic până ajung
la punctul culminant al acestui video și v-aș ruga să fiți foarte atenți aici. Și dă foarte bine elemente importante care s-au întâmplat la acel eveniment. După cum vedeți, este și sunt câteva poze, dar această întrunire a lor făcută la New York a fost filmată chiar și în direct, iar pe YouTube veți găsi filmatele respective și cu înregistrările cu declarațiile fiecăruia dintre ei care au luat parte la acest eveniment 201. Câteva imagini cu persoanele, cum am zis. Aici sunt câțiva sponsori care iau parte, după cum vedeți, John Hopkins, Bloomberg School și Public Health, Center of Health Security, acesta fiind, cum am zis eu, un fel de Ministerul Sănătății, ca să înțelegeți. World Economic Forum și derulăm iar pe telefon, vedeți că e foarte bine sincronizat, ceea ce fac pe telefon, vedeți pe televizor, cu ajutorul acestui cablu pe care l-am prezentat, ultima achiziție, din care face parte și Bill și Melinda Gates Foundation. Puteți clica pe fiecare din ele să vedeți ce anume fac acestea. Hai să-i dăm pe prima, pe John Hopkins, și ajungem pe site-ul oficial la acest Bloomberg School în Public Health și Sănătate Publică. Deci, cum ar veni, suntem pe site-ul Ministerului de Interne, ca să înțelegeți. Eu am să traduc un pic ca să înțelegeți despre ce e vorba. Sper că se vede destul de bine pe cameră. Și vedem aici mai multe informații. Puteți clica pe fiecare din ele și vedeți cu ce se ocupă fiecare din acești sponsori care fac parte și au luat și au fost prezenți la acest interviu la New York. Dar eu nu am să stau să clichez pe fiecare acum, ci am să mă duc direct la informația care mă interesează pe mine. Intrând în meniu, aici unde sunt hamburgerul cu trei liniuțe, eu fac pe telefon, iar voi vedeți pe televizor. Dăm un pic în sus, mai clicăm o dată, a dispărut. Și avem prima opțiune, who we are, adică cine suntem noi. Și aveți informațiile aici, vedeți dacă eu clichez lumea noastră, pe ce se focusează, istoria, ce au făcut ei până acum, reportul anual din ceea ce fac în fiecare an, our work, munca noastră, și iar vă explic aici cu ce anume se ocupă, ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba în această fundație. Și în această întrunire, despre ce se vorbește la această întrunire a lor, făcută la New York anul trecut, repet. Exerciții eventuale. Mergem din nou în meniu. Iar ce mă interesează pe mine, mergem din nou la resurse. Mergem la resurse. Și scrollăm în jos. Fact sheet, aici sunt mai multe documente, mai multe acte care atestă anumite acțiuni care ei le desfășoară pe parcursul a mai mulți ani, deci de câțiva ani se ocupă de treaba asta cu virusul și cu aceste pandemii, aceste prostii la nivel mondial, mai bine zis. Mă scuzați că stau cumva cu spatele, dar va trebui să văd ceea ce fac aici. Așa că focusați-vă și fiți concentrați pe ceea ce vedeți pe televizor. Scrollăm în jos, foarte multe informații, misiunile lor, cum vedeți în josul paginii, deci foarte, foarte multe informații, dar toate în limba engleză. Dar se poate înțelege cu ușurință despre ce este vorba. Și anume, intrăm aici
la biological and chemical agent of concern. Adică biologie și chimicale, agenți chimici și biologici ai conceptului. Ei au un concept despre care și discută la această întrunire făcută la New York. Este un concept cu agenții biologici și chimici. Și clicăm pe ei și scrollăm din nou în jos. Aici este vorba de câteva denumiri de arme biologice care s-au folosit și la al doilea război mondial. Deci și câteva arme biologice care au fost interzise după războiul mondial a se folosi la nivel mondial, vorbim despre aceste bacterii și acești virus, Bacillus anthrax. Acesta este, se pare, cel mai cunoscut anthrax, o armă biologică, și aveți toate detaliile pe fiecare. Dacă dăm, clicăm pe el, aveți toate informațiile despre acest produs. Bacillus anthrax, când a fost postat, din ce gamă face parte, informații despre acest virus și tot așa. Mă duc cumva înapoi și aici pe această listă sunt mai mulți astfel de agenți și virus și arme biologice. Deci toți acești virus sunt folosiți ca și armă biologică. Și scrollăm în jos să mai vedem și alte nume. Botulinum toxic, botulism, pulmonare, cooking agent, ricin. Deci toate acestea au fost arme biologice. Și dăm în jos, scrollăm cu grijă și hopa, ce descoperim noi pe lista tuturor agenților biologici și chimici, care însemnând acestea arme biologice. Ce descoperim noi? Coronavirus, SARS, MERS și COVID-19. Despre ce vorbim? Aveți aici toată lista, poate nu e completă, bănuiesc că nu au vrut să facă toate armele biologice publice, dar câteva din cele mai importante care au fost folosite și se pare că și în prezent mai sunt folosite, cum face parte și acest coronavirus, despre care tot o dăm vrăjeală, că vezi, Doamne, liliacul cu șobolanul s-a încrucișat și a mâncat omul șobolanul și alte prostii care s-au mai născocit. Sau că 5G-ul, antenele, a creat acest virus. E o prostie. Se știa de la început că a fost un virus și o armă nucleară creată în laborator. Deci vedeți cum informația mea se pupă cumva cu aceste informații care confirmă cumva că a fost o creație în laborator. Aceste știri s-au făcut deja și publice în televiziune. Și în prezent, statul chinez a fost deja dat în judecată și să plătească daune morale, fizice și psihice și tot felul de daune, dar să vedem ce se va întâmpla în viitor apropiat. Deci, cum ziceam, printre armele biologice se află acest COVID-19. Vom clica pe el. Și avem aici toate informațiile despre care avem nevoie. Deci el a fost postat ca și când au vrut să fie public, l-au pus pe 21 ianuarie 2020, după cum vedeți, sper că se vede destul de bine pe cameră. Aceste informații, există o versiune care puteți să-l descărcați și în PDF. Dacă doriți să-l stampați, să-l scoateți la stampantă, clicați aici în PDF, vă descărcați în calculator sau în telefon, după care îl stampați și îl puteți citi liniștiți oricând vreți sau dacă doriți să arătați la altcineva aceste confirmări. Aceste informații au început să circule într-un mod miraculos pe tot internetul, în diferite limbi.
Avem toate informațiile aici despre acest SARS și COV. Toate informațiile și un background la acest virus, ce este și când a fost folosit. După cum vedeți, el a fost descoperit în 2012 în Arabia Saudită. Probabil și atunci în Arabia Saudită am niște confirmări că a fost folosit același virus. Deci la fel situația cum a fost acum în Italia s-a întâmplat acolo, în Arabia Saudită, în 2012. Și această informație îmi confirmă cumva știrea care eu am auzit-o cu puțin timp în urmă. Dar cel mai recent, acest coronavirus a fost identificat în Wuhan, de unde s-a și pornit, în China, în decembrie 2019, de unde a și plecat toată nebunia. Acesta fiind pornit de la un laborator chimic-biologic, unde se fabrică astfel de virus și tot felul de epidemii. Tot felul de informații care sunt în limba engleză, evident, nu am să stau să traduc acum tot site-ul respectiv. Dacă mă apuc de treaba asta, voi face, cred că, vreo două filme, voi face un serial din treaba asta. Site-ul este mult prea mare, mult prea complicat. Treaba asta o puteți face dumneavoastră, liniștiți, cu calm și cu răbdare. Vedeți cum toate informațiile sunt date și de SARS-CoV. Ce înseamnă MERS și scrollăm în jos diagnoze și tratamente, dacă există. Oficial, acești mai mari stăpâni ai puterii mondiale au declarat oficial că nu au la momentul respectiv un vaccin, dar lucrează. De fapt, ei au aceste vaccinuri, aceste antidoturi, antivirusuri, ca să-i spunem așa, le au, dar nu le publică. Spun ei că nu sunt încă certificate și nu au până acum o licență certificată ca să pună în practică acele vaccinuri. Bineînțeles, ei mint, e o minciună gogonată la nivel mondial ca să păstreze doar pentru ei aceste informații. Bineînțeles, v-aș ruga să mergeți pe site-ul respectiv. Dacă credeți că și aceasta este o vrăjeală, v-aș ruga să veniți cu argumente ce contrazic aceste informații, dacă sunteți mai bine informat ca mine sau dacă aveți la cunoștință dintr-o sursă sigură anumite materiale ce contrazic aceste informații. V-aș ruga să mergeți și să publicați aici pe YouTube sau chiar în comentarii aceste argumente. Eu nu am făcut decât să preiau, cum am zis, și să vă aduc la cunoștință și să ne dăm cu toții seama că nu mai dormim pe noi, că este coronavirus, nu mai ies din casă, că iau... Ei bine, autoritățile își fac treaba, dar și ei au un ordin bine stabilit de sus. Tocmai de aceea ei sunt mici, la fel ca și noi, și autoritățile, ei ne spun ce trebuie să facem, asta facem și tot așa. Și poliția și autoritățile fac la rândul lor ceea ce vor mai marii cunoscuți de la nivel mondial. Ordinele se pare că vin de acolo, se așterne cumva o nouă ordine mondială, bănuiesc, să vedem care va fi viitorul. Noi aici în Italia, cel puțin aici pe zona Veneto, până de Paște stăm în carantină. Vom vedea la Paște, atunci când se va reevalua din nou situația pe zone respective și încet, încet, au declarat, vom încerca să ieșim din casă, din această carantină. Bineînțeles că au spus și au specificat că acest lucru se va întâmpla treptat și nu deodată să se deschidă tot, să gândesc ei să nu se reîntoarcă acest virus, această pandemie, dar... Aici e cu vrăjeală, e cu dus întors. Bineînțeles, noi ne vom supune autorităților și ne vom
vom asculta și vom, dacă vor vrea să continue cu această carantină, nu avem decât să continuăm, nu avem ce face, suntem prea mici. Așa că v-aș ruga și pe voi în comentarii să îmi spuneți ce părere aveți voi despre această prostie, pardon, pandemie, creată la nivel mondial și ce se întâmplă la voi, de unde sunteți și care e situația la voi în oraș. Aș vrea să văd în comentarii, să facem un pic diferență, cum e acolo, cum e dincolo, cum e aici sau unde și care stă mai bine. Noi aici ne conformăm, continuăm cu carantina, ceea ce vă urez și vouă, aveți grijă de voi, sănătate multă, carantină ușoară, să vă zic, dar cel mai bine e să fim sănătoși, să avem grijă de noi în această perioadă și urmăriți acest material, căutați-l pe internet, repet, Event 201, scris pe Google și foarte ușor veți descoperi aceste informații. Am să vă arăt acum și pe Google câteva din videouri, nu am să le deschid, dar am să vă arăt că există și acolo o multitudine de astfel de filmate făcute în direct și de declarații date de fiecare membru care au luat parte la acea întrunire din New York. Deci am să ies aici afară, după cum vedeți am sus și telefonul, se întoarce și el. Și mergem pe pagina de YouTube, mergem pe lupă și scriem și aici Event 201. Hai să întoarcem și telefonul. După cum vedeți, aveți foarte multe declarații. Eu nu am să clichez din cauza că am să-mi iau copyright, nu am să clichez, doar am să vă arăt că sunt o multitudine de informații tip video. Majoritatea sunt și aici în limba engleză, dar despre astfel de videouri și de informații au fost, am băgat de seamă, câteva videouri făcute și în limba română. Deci mai sunt anumite persoane care încearcă să explice în mod natural și pe limba românească, ca să înțelegem cu toții despre ce e vorba. Aici avem o subtitrare în limba italiană, pentru persoanele care sunteți aici în Italia și cunoașteți limba italiană. Avem un video care este original făcut în limba engleză, dar este subtitrat în limba italiană. Și multe și multe astfel de videouri. După cum vedeți, Event Pandemic, Bill Gates Foundation, acesta fiind un interviu în direct dat de acolo, de la acea întrunire, bineînțeles că vorbește în limba engleză, dar le găsiți cu toții. Și am să vă arăt, sunt o multitudine chiar și pe YouTube. Nu clichez, v-am spus să nu clichez pe niciun video din punct de vedere al copyright-ului. Nu vreau să-mi blocheze cumva canalul de YouTube sau să-mi șteargă videourile. Dacă vă simțiți informat sau dacă vă interesează astfel de știri, scrieți-mi în comentarii ce părere aveți voi după ce vizualizați toate aceste informații, inclusiv pe Google, inclusiv pe YouTube. Dați-vă cu părerea, sper să nu avem comentarii răutăcioase, iar eu fac tot ce pot ca să vă țin la curent. În special, cum am zis în alte videouri, și persoanele care sunteți plecați în România și sunteți cumva desprinși de situația care se întâmplă aici pe Italia. Deși la televizor se difuzează foarte multe informații, dar acolo mai sunt și înflorite. Acolo difuzează și informează omul cam cu ce vor ei ca voi să știți, sau noi. Așa că mai bine culegem informațiile din câteva surse mai sigure și dormim mai liniștiți. Și hai să nu mai dormim pe o ureche că vine virusul, că răcim, că murim. Nu a murit nimeni până acum de coronavirus,
ordinele sunt așa date, deși se specifică pentru cei care au murit de coronavirus, cum zic ei, că aveau și alte patologii. Cancer în ultima ipostază, în ultima fază, boli cronice, boli respiratorii, că avea pneumonologie sau știu eu ce alte boli respiratorii și alte boli pe creier ce a mai avut omul toată viața. A venit coronavirus și pac l-a băgat pe listă și au declarat că l-a omorât coronavirus. Niște prostii gogonate ca să sperie lumea, să ne bagi în carantină și să stăm izolați ca să nu știm ce se întâmplă, ceea ce am predispus și eu de la început, dar iată că încet, încet adevărul începe să iasă la iveală și după cum am zis, China deja a fost dată în judecată pentru treaba asta, dar la nivel mondial nu știu cât va conta treaba asta, dacă ne ajută pe noi cumva sau dacă poate ajuta familiile a căror membri au murit. Bineînțeles că nu va ajuta cu nimic, care-s morții, morții, Dumnezeu să ierte, noi să ne menținem în liniște, în casă, avem grijă de noi și vă sfătuiesc și pe voi să aveți grijă de voi. Sănătate vă transmit, oriunde ați fi, oriunde v-ați afla, dați-mi un like dacă vă simțiți informați, dați un share să vadă și prietenii voștri, mai ales la astfel de informații, care trebuie să spuneți și la alții adevărul, să știm de ce să ne ferim mai mult și nu de o simplă răceală care s-a întâmplat sau se întâmplă an de an. Și eu am fost răcit și mi-a trecut și n-am avut nimic, așa că nu mă sperii de coronavirus, acesta fiind, cum am zis, o armă biologică unde sunt interese politice și economice mai mult. Până aici, am să mă opresc aici, acesta a fost materialul care am vrut cu ajutorul unui cablu care a venit, după cum am văzut și ați văzut și dumneavoastră, am și testat cablul, dar v-am și arătat un material mai bine prezentat așa pe televizor, în felul în care testez și cablul și vă arăt și informația. Tocmai de aceea am spus că fac un 2 în 1 acest video, mai multe treburi într-unul, astfel încât să vă aduc la cunoștință aceste informații. Vă mulțumesc că vă uitați la mine, iar până data viitoare, numai bine! Pa, pa!